Viața în sălbăticie îi este necunoscută. De când se știe, trăiește în preajma oamenilor. A devenit dependent de ei și ori de câte ori s-a oferit libertate, s-a întors după zebrele. Este povestea ursului Balu, mascota vie a stațiunii Straja. Astăzi a împlinit 15 ani și a avut parte de o aniversare ca la carte, cu cântec, tort și lumânărele. Balu a avut parte nu de unul, ci de două torturi pe mărimea unei pofte de urs, cu fructe scăldate în miere de albine. Doar câțiva își mai aduc aminte cum era acum 15 ani puiul de urs abia născut și găsit mai mult mort decât viu. A fost dus la spitalul municipal din Petroșani, unde după ce îi s-au pus perfuzii și a revenit, a fost crescut circa 2-3 săptămâni de secretara de la Ocolul Silvic Petroșani. Mult timp s-a bucurat din plin de libertate. A colindat străzile din stațiune fără să-l deranjeze nimeni. Abia când a devenit prea mare pentru a fi numit ursuleț, s-a căutat o soluție. Îl știu de când era mic. Când era pui. Și? Cum era? Era mic, frumos. Ne jucam cu el. După 2 ani, când a crescut, au început turiștii să se sperie de el și am fost nevoiți să facem acest sarc, care îndeplinește condițiile europene, are și piscină. Ursul este principala atracție pentru copiii care vin la Straja. Un urs blând, prietenos și cu minte, foarte cu minte. Nu prea pare că așa ar face rău. Bătrân deja și foarte, foarte drăguț, pe placul copiilor. O întâmplare a devenit deja legendă. Cu câțiva ani în urmă, îngrijitorul a uitat să închidă ușa cuștii. Balu s-a plimbat toată noaptea prin Straja, iar în zori s-a întors singur înapoi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.